Cireașa de pe tort la gala K1 de la Chișinău va fi lupta dintre Nadejda Canțâr și olandeza Esma Hașas pentru centura de campion în categoria de 51 de kilograme. Titlul mondial în divizia feminină este pus la bătaie în premieră. Atunci când începem această carieră sportivă, noi credem că vrem să ajungem la un campionat pe care a doilea, treilea și știți, dacă ești bravo și ajungi sus, zărești și încă mai sus. Și mulțumesc că Dumnezeu că sunt azi aici și mâine voi fi acolo. I'm ready for the fight. I will take the belt with me because the belt is mine. Aceasta însă nu va fi singura luptă feminină de mâine. Moldoveanca Donna Kelly va da piept cu poloneza Alessia Zomkowski într-un super fight. На самом деле хотелось бы выиграть в первом раунде, достаточная победа, это было бы замечательно и не устала и показала достойную La gala K1 vor fi și două turnee piramidă. Dmitri Sârbu va concura la 65 de kilograme, iar în semifinale va da piept cu belarusul Valdis Belavski. În cealaltă semifinală se vor întâlni un bulgar și un olandez. Sunt pregătit la maxim și sunt motivat la 100% și cred că voi trece cu bine. Încă un trofeu va fi expus în turneul piramidă al categoriei de 77 de kilograme. În semifinale, moldovenii Dorel Cristian și Constantin Rusu vor înfrunta adversari din Anglia și respectiv Italia. Frumos sunt eu, așa de frumos va fi lupta care voi face. Fiecare luptă tot sunt mai încrezut și mai încrezut în mine și în puterile mele. Am hotărât să începem K1, primul turneu anul acesta, să-l facem foarte masiv, foarte impulsiv și cu un show de zile mari. Gala K1 va avea loc la sala polivalentă din capitală și va include 18 lupte.